Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod de Minecraft, fraților. Am văzut că s-a adăugat versiunea de 18W43B, care normal este un snapshot, dar nu contează chestia asta. Practic avem un 1.14, frate, direct aici așa, și am zis să intrăm puțin să vedem care sunt chestiile noi care s-au adăugat, gen, nu știu, să intrăm puțin pe creativ și să vedem ce, ce blocuri noi, ce... chestii s-au mai adăugat aici așa. În primul rând, Lucky Block-ul nu s-a adăugat sau ceva de genul ăsta. Asta normal e spongiu, pentru că eu am o textură aici așa, care nici pe care nu e bună pentru versiunea asta, dar nu contează chestia asta. Ne să aștept un pic să-și revină, pentru că cu texturile astea destul de complicat, frate, ce să faci. Nu uitați să lăsați și pe acolo un like și nu uitați că aveți în descriere și Instagram-ul meu. Bun, hai să trecem așa ușor pe aici așa. Am uitat eu mai devreme puțin, dar nu am văzut chiar mare lucru din ce s-a schimbat. Am văzut că s-a schimbat blocul de diamant, care mi se pare că arată ceva mai bine acum. Arată destul de făinuț. Diamantul în sine nu cred că este astea, văd că nu s-au schimbat. De fapt, parcă și astea sunt puțin schimbate. Adică la textură mi se pare așa că un pic de tot. Parcă sunt câteva chestii modificate pe aici așa și... parcă arată mai bine, să zicem așa. Am văzut niște flori pe aici care cred că sunt noi. Astea, da, cred că sunt noi, bănuiesc, adică nu am mai văzut eu flori de genul ăsta în Minecraft. Ok, bun, hai să mai trecem. Uite, o să trecem pe aici și așa ușor în jos să vedem toate chestiile care s-au modificat. Astea par un pic modificate, dar cred că doar în inventar, adică... sau? Deci chiar nu pot să-mi dau seama dacă e modificat asta. Ia stai, hai să creștem un copac din asta. Uite, oasele, e clar, arată total diferit, adică, na, ce să mai... și frunzele copacilor, din ce văd, sunt destul de modificate. Ok, chiar arată mișto. Bun, hai să vedem ce mai e pe aici. Deci, da, văd că în mare parte s-au schimbat cam toate texturile, cel puțin cum arată în inventar, la blocuri și la mai multe chestii. Uite, opa, ia uite cum arată blocul de iron și de gold. Ia-stai. Fablul ăsta de... de aia nu știu dacă s-a schimbat ceva. Ăsta de gold clar s-a schimbat. Arată cam la fel ca și blocul de diamant, din ce văd. Mai că, nu, e galben. Avem flori pe aici, ia, sunt flori noi. Uite, cred că avem totuși niște flori noi pe aici așa. Ia ce. Ok. Ok, floarea asta e super ciudată. Aparent. În fine, bun, hai să mai trecem pe aici și să mai vedem. Avem și blocul de emerald, care e exact ca și celelalte din ce văd. Deci toate au forma asta, texturii, să zic așa. Văd că avem slaburi. Nu știu dacă puteai să faci slaburi de genul ăsta înainte. Mi se pare că nu. Adică, da, cred că nu puteai să faci slaburi de genul ăsta. Și e foarte fain că poți să faci slaburi de genul ăsta acum, pentru că o să ne ajute destul de mult la... bine, astea cred că erau totuși. O să ne ajute destul de mult la construit și la mai multe chestii. Ăsta-i netherrack-ul? Bă, ești nebun, și l-au schimbat? Băi, stai, bossule, nu, trebuie să mergem puțin până în... ia uite, și obsidian nu e nou, ok. Trebuie să mergem puțin până în nether, pentru că vreau să văd cum arată noul nether acum și ce, ce chestii au mai adăugat pe acolo. Na, bun, hai să mergem puțin în nether, fraților, să vedem care-i treaba prin nether, ce au mai adăugat pe acolo așa. Și acum dacă blocul ăsta de netherrack e schimbat, e destul de clar că tot netherul, bineînțeles, o să arate altfel. Parcă am o textură, frate, deci mă simt exact ca și cum aș avea o textură acum. Văd că și cuarțul e puțin modificat. Deci da, mă simt exact ca și cum aș purta o textură acum. Ăștia pigmenii, ia. Bă, sabia lor e modificată. Adică, bine, văd că toate săbile sunt schimbate pe aici. Ia, hai să le arunc așa pe jos să vedem cum arată. Da, parcă arată mai interesant, să zic așa, cel puțin sabia de diamant chiar arată fain. Dar zici că am o textură, uite cum arată armura de diamant, ia. Ia, pe mine arată diferit, chiar e curios. Da, e puțin schimbată. Păi e făinos, chiar e fain. Hai să văd cum arată, ia, blocurile astea de cobblestone și toate astea, uite, și blocul de cobblestone, ce văd, e un pic schimbat. Astea de sponge. Da, și astea parcă schimbate un pic. Ok, ce mai avem pe aici? Lemnul, clar, e schimbat, ok. Hai să ne întoarcem și noi în lumea normală, Doamne ajută. De fapt, ia, mai sunt chestii pe aici? Aș vrea să găsesc o fortăreață, să văd dacă au mai modificat pe acolo câteva chestii. Dar, din ce văd, nu prea e nicio fortăreață pe aici așa. Adică chiar nu prea găsesc nicio fortăreață. Bine, hai să ne întoarcem. Să vedem ce mai...
E nou pe aici, în lumea normală. Deși am văzut Nether arată total diferit, mai ales dacă n-ai schimbat Nether cu, e cam clar că o să arate total diferit. Bun, ce mai avem pe aici? Uite, astea din ce văd. Dar nu, nu par modificate, nu, astea. Ba, un pic, parcă aici, dacă vă uitați foarte atent, parcă sunt niște pixele așa schimbați puțin, nu știu cum să zic, nu? Mi se pare mie așa un pic diferit, poate nu este, în fine. Bun, ce mai avem noi pe aici? Așa, cuarțul, cum am zis, arată mult mai diferit. Ok, și ăsta. Bine. Trebuie să mă duc direct pe aici ca să vedem ce chestii noi mai avem. Ok. Bă, pe aici nu prea mai văd alte lucruri noi. Astea văd că le-au lăsat la fel, bine. Bine, probabil sunt mult mai multe chestii noi, doar că nu le-am observat eu. Astea erau înainte? Nici nu mai știu, sincer. Astea sigur nu erau înainte. Ok, sigur nu erau înainte. Astea poate da, nu știu. Sigur nu erau toate, cel puțin, ok. Bă, tare, chiar tare, ia să vedem. Scările astea nu știu dacă erau înainte. Mi se pare că nu, adică cel puțin n-am văzut scări de genul ăsta. Ok, bine, hai să mai dăm pe aici în jos să vedem ce chestii noi mai găsim. Dacă mai e ceva pe aici așa, ok. Diamantul văd că e diferit. Ce naiba? De când poți să-ți faci cască din asta? Ok, asta cred că era de pe 1.13, nu știu de ce am impresia. Bine, poțiunile sunt diferite din ce văd. Mai avem câteva chestii pe aici. Asta arată diferit și dacă îl pun pe aici. Asta e că am nevoie de niște railuri. Da, TNT-ul e diferit din ce văd. Îs curios, oare TNT-ul explodează mai mult pe aici și acum? Deși bănuiesc că n-au modificat chestia asta. Adică doar arată diferit, nu cred că o să și explodeze mai mult sau ceva de genul. Ok, parcă scoate al sunet acum totuși? Un TNT de ăsta când sparge ea? Nu. Nu știu de ce, parcă acolo a scos un alt sunet. Ia stai. Da, în fine. Hai să ne dăm game mode spectator. Că vreau să văd, așa în interior, să vedem ce chestii mai sunt noi pe aici așa. Ok, astea, mai șefturile văd că au rămas cam la fel. Deci n-am modificat pe aici. Din ce văd pe aici nu e nimic nou adăugat, să zic așa. Deci bănuiesc că a rămas tot la fel. Bă, ce tare arată așa. Prea genial. Aici tot așa un mineshaft. Ok, bun. Da, probabil mai sunt chestii noi pe care le-au adăugat. Dacă mai știți și voi, uite, bă, că nisipul l-am modificat și chiar arată mult mai fain. Dacă mai știți și voi chestii noi care s-au adăugat, puteți să-mi spuneți. Oricum, cel mai probabil o să modificăm și harta noastră cu lumea aricilor. O să o punem pe versiunea asta de 18W43B pe snapshot-ul ăsta. Adică o să mai aflăm noi pe parcurs. În orice caz, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, share și ce mai vreți voi pe acolo. Nu uitați că aveți Instagram în descriere. Și noi ne auzim data viitoare. Toate cele bune, la revedere, pa, pa!